când eram copil mic, de grădiniță, clasa 1-a, 4-a, ca un sat mai aproape de... Așa, ca un sat în care se auzeau zgomotele orașului. La noi pe stradă ne-a pus taică-mi un fileu de volei și jucam vole, cum ne pricepeam noi cu o minge din aia cu șiret, că zădea peste mână, îți rămânea urmele și rămânea acolo cu săptămânile. Nu trecea nicio mașină pe strada laterală, până și gunoiul îl duceam cu roba pe Calea Florești, vreo 5-600 de metri, îl duceam cu roba o dată pe săptămână când trecea și era un eveniment, venea un tractor cu două remorci care aduna gunoiul menajer din oraș. Nu era, se făcea foc cu lemne, nu erau gaze decât în zona centrală a orașului. Strada Câmpului, care era mai aproape, erau mai privilegiați, ei aveau gaz și apă curentă. Noi aveam apă pe stradă, la capătul străzii, așa zisa cișmea, la care de multe ori mergeam special sâmbăta, când se pregătea lumea să făcea baie la copaie, să pregătea lumea pe duminica de mers la biserică, atunci sâmbăta mergeam și stăteam cu găleata la codă la cărat de les de apă acasă. Cum era împărțit acum și cartierul? Din punct de vedere social. Avea funcție de terenul pe care îl dețineau în jurul caselor și de calitatea terenului. Era zona străzii Câmpului, versantul de pe strada Câmpului spre vest, că cei dinspre est au un pârâu în spate și atunci erau mai sărăcuți, acolo stăteau ăștia de culoare. Cei dinspre vest aveau proprietăți până undeva spre părâul țiganilor, deci relativ mari. Pe urmă venea părâul țiganilor, care erau clasă cea mai săracă. Pe urmă iar erau proprietari de terenuri, clasa de mijloc, ca să zic așa, jumătatea primăverii de la Sens încolo și străzile agricultorilor, ciobanului, răvașului, Batoze, după care era așa un fel de adunătură generală, așa, nu știu, nu pot să spun oraș chinezesc, dar așa un oraș din ăla închis de o sărăcie luce, ca o șatră de țigani, unde stăteau toți amărâți orașului. A spus că nu intra poliția acolo, de ce? Era complicat. Nu aveau acte, șetrari, căruțe, nu... Ba, nu... Trebuiau polițiști mulți ca să intre acolo, la fel ca într-o șatră de țigani în zilele noastre. Acum au casă cu turnulețe și merg mascați. Atunci nu erau mascați. Cum arăta Mănășturul în anii 80 și ceva? Dezvoltarea puternică a Mănășturului a început prin 77, cu 77, cam așa, 80, până prin 84. Că pe urmă a început recesiunea, dar asta a fost perioada de dezvoltare. Și așa, creșteau blocurile ca ciupercile, văzând cu ochii, se trăgeau canale termice, gropile de canalizare, țevăraia, creștea blocul și pe urmă începea problema. Molozul până la primul nivel a geamurilor și eu am avut vecinul meu de la parter 8 luni de zile n-o văzut lumina soarelui, că aici în curte am avut. Eu coboram de pe balcon direct pe groapa de moloz în curte și așa mergeam la... că era mai scurt. Mizerie. Noroiele când se muia asfaltul primăvara și toamna, noroie și căra lumea plăci de BCA luate de la construcții pe care le puneau așa ca și
pietrele la domino ca să calce de pe una pata să poată ajunge până în stație ceva mai curați. Și când era noroiul foarte mare, dacă trebuia să te duci la, știu eu, erai invitat la o nuntă sau vrei să mergi la un spectacol sau așa, plecai de acasă cu pantofii de stradă în pungă și în picioare cu cizme de cauciuc până în stație și în stație te urcai în mașină și smutai. Varianta taxiurilor era exclusă, mașinile nici nu puteau intra pe străzile astea. Cine a populat în anii 70 și ceva, 80, numărul mare de apartamente care se construiau atunci? În proporție de 85% au fost cei aduși de sistem pentru industrializare, adică pălmașii care lucrau în diferite întreprinderi aduși ca să lucreze acolo, li s-au repartizat case aici. Mai erau câteva ale armatei și miliției și foarte puține în care au fost mutați cei din casele demolate. Erau străini? Se cunoșteau? Se cunoșteau din două direcții. Una, blocurile fiind repartizate pe întreprinderi, se trezeau că erau colegi și de strung la slujbă și de apartament acasă. Și a doua, fiind veniți de la țară, cunoșteau foarte multă lume din satul lui. Deci, astea erau cele două criterii de bază. Era și o replică celebră, dacă întâmplător mergeai în oraș și întrebai pe cineva de o stradă din Mănășturi, ți se răspundea că nu știu, că eu sunt din Cluj. Vă mulțumesc foarte mult! Plăcere!